Bun, a revenit cu a doua parte și ultima emisiune noastră. Îl avem ca invitat pe deputatul Cezar Preda. Uitați-mă și îmi cer scuze, domnul colonel, să vă iar spun colonel de armată. Asta pentru că vă regăsiți pe lista de avansări. Domnul, bună ziua! Bun. Acum, fiind în spațiu public cum, și fiind la dumneavoastră și responsabil față de oamenii care se uită la noi, aș vrea să nu duc nici în derizoriu și nici să fac din chestiunea un asta echilibru. Un capăt de țară, să fie echilibrat. Eram în responsabilitățile parlamentare și într-o zi am avut discuții cu ministrul apărării, era și mi-aduc aminte, era o chestiune legată de terenurile de aici, de ce se întâmplă, cum este, ca să facă, să dispoți, să dea armata, să ajute cu primăria, să facă, nu mi-aduc aminte. Am discutat cu Oprea, aveam relații destul de civilizate, dar Amfroa, noi am fost Amfroa tot timpul, mie nu mi-a plăcut relația lui și cu, l-a promovat Traian Băsescu și l-a cultivat, l-a reevaluat, eu îl știam pe Oprea de când era prefect de București și cu clipiciul ăla așa, nu-mi producea prea multă încredere, dar eram până la urmă civilizat și el dânsul îmi spune, zice, Cezar, domnul Preda sau Cezar, că ei tutuiesc chestia asta. Zice, era la dânsul acolo. Da, zice, am o surpriză pentru tine. Eu mă, ce surpriză? El mă invita mereu când ne duceam să mâncăm ceva acolo la el în birou și de asta de cazarmă, că e să fasole, că e ceva, știi, era o... Și îi spuneam tot timpul, n-am timp să mănânc, lasă-mă că am treabă, mă la comisie, mă la plan. Și vine un general acolo, că vine să trăiți, nu știu ce, a dus livretul, el mi l-a înmânat, zice, armata consideră că onoarea a ajutat-o și nu știu ce, și pentru asta, uite, un titlu onorific, așa, eu m-am uitat la el așa și a zis, domnul, cum i-a zis, măi Gabi, dar ce trebuie, mă, mie? Băi, Cezar, așa se face, e onorific, așa se recompensează. Ce bine, mă, dacă așa se recompensează, știți că e ca distinția aia. Da. Am pus, oricum aveam altele de discutat. Așa. Am văzut că Dobrițoi acum, eu v-am spus, guvernul ăsta, și încep să-i respect și să le dau, până la urmă, valoarea care au ca miniștri. Dar are trei țațe de-astea care trebuie să ducă la pensie. Și doamna de la muncă, și ăsta de la, și domnul de la apărare, și cel de la afaceri externe. Dom'le, se duc la televiziune, ei sunt miniștri, miniștri grei, ministrul muncii, un ministru care când iese toată țara se uită disperată. Ce zice ăsta? Ce zice ăsta? Dar după ce am dat noi ca ministri, doamna Câmpeanu nu e mai rea decât ce am dat noi, da, ca să zic așa. Asta vreau să zic. Da, eu recunosc. Eu recunosc, domnul, bună ziua. Dar oricum, bă, n-am dat noi, am dat noi niște pisici, hai că au venit ăștia și au dat un leu sau o tigroaică. De unde? Ea apare ca o țață de asta și discută de la acide cu sup până la avioane, când toată lumea așteaptă să vadă ce e în dreptul domniei sale. Dobrițoiu, de când a venit, nu mai explică cât de nenorocit e Băsescu și cât este. Apare la televiziune, stă pe la Antena 3, orice subiect se discută, el este, știe. Ministrul apărării trebuie să apară odată pe an, domnule. Odată pe an, când vorbește despre armată, despre buget, despre NATO și despre condițiile militarilor activ sau în rezervă. Cel de externe nu mai spun că nu-și dă seama, vreau să-și păcă de carierele lor. El nu-și dă seama că pe această postură, toate misiunile diplomatice de România, orice păsărică scoate din gură, ea sunt foarte atenți. El face o campanie de deșanțată, îl face pe Băsescu. Dar revenind la Dobrițoiu, la domnul ministru Dobrițoiu, l-am văzut că a făcut așa. Eu într-o seară am aflat, zice, bă, Cezare, zice, prima oară nu era dat pe listă, eu nici nu m-am interesat acolo, chiar râdeam de aia. Zic, cum l-a făcut pe ăsta ofițer, că ăsta n-a funcționat armata? Mă, știi că pentru oameni ca mine care am făcut armata când trebuia și cum trebuia, mi s-a părut așa. Când văd la vreo două zile și ce Cezar Preda colonel. Cum v-a făcut colonel? Așa, eu știam că eu am fost, eram locotenent, eu până în 80 de, deci după ce eu am făcut armata înainte de facultate 9 luni, că luasem, pe urmă am făcut stagiu acela, mi-a dat sub locotenent. Pe urmă m-a mai chemat la un stagiu, eram inginer, cu alți colegi de-ai mei, m-a făcut locotenent. Pe urmă, asta era până în 80, până în 89 nu știam dacă mi-a mai dat gradele astea. După Revoluție, știți că se dădeau la un an, doi ani, așa, ofițerii și care conduceau, conduceam eu secții, pe urmă ea care conduceau întreprinderi, primeau la 40 de ani, erau colonei, dar astea sunt chestiuni în rezervă și sunt onorifice, n-au nicio legătură cu plata sau cu alte venituri sau alte beneficii. Și pe urmă, din 90 încoace, statutul meu cred că a fost același, că nu m-a mai chemat nimeni, nici la... În ceea ce privește
apariția acestuia, normal, eu fiind șeful Comisiei Gonaserie, am chemat și am rugat, bă, dați-mi și mie, dacă e lege, dacă e corect, dacă nu e corect, că mă duc, mă cheamă oamenii în spațiu public și îmi zice unul, uite cum mi-a zis dumneavoastră în seara să-mi conoc, să-i știu și eu ce să-i spun, să nu încep să spun prostii. A, păi stați un pic, domn președinte, vă explic, la dumneavoastră nu e nicio problemă. Cum mă, nu e nicio problemă, că zic, sunt pe listă cu toată lumea și nu vreau să fac cum zicea, am văzut niște politruși, zice, dezonorează, inclusiv Dobriță, ăsta, ministrul apărării, zice, acest este o dezonoare pentru armată. Chiar îi spun public acum, că sunt o grămadă de militari în Buzău. Tatăl meu a fost maestru militar, deci am un respect față de armată. Chiar așa eu, Cezar Preda, dezonorez armata pentru această funcție onorifică? Eu nu cred. Și eu nu mă simt. Am făcut și am stimat armata și am iubit tot ce înseamnă mediul militar și aș face și am făcut și aș face orice pentru țara mea, din orice poziție mi-ar face, militar vorbind. Cum să spui tu că îl dezonorez? Dar, luându-mi datele de acolo, încep să-mi explice. Domnul Preda, dumneavoastră ați fost așa, uitați ce stă la baza acestei onorifici, de ce nu v-a dat capitan sau major? Că și gradele astea la cei care au până la urmă o carieră militară chiar în rezervă, bine, ele vin, gradele astea, în urma unor stagii. Păi stai, mă zic, ce stagii am făcut? Și mi-a explicat, stai să vă explicăm. Primul stagiu se consideră Comisia de Ordine și Apărare a Parlamentului, unde se discută tot timpul cu armata, ăla e un stagiu, pentru că de acolo se iau decizii, ca și cum v-aș chema undeva o săptămână să-mi vorbească mie de chestiuni militare. Bine, mă, dacă ce să-i pormă, e Colegiul Național de Apărare. Ăla e un stagiu, că ați făcut școală câteva luni, după orice școală militară să dă un grad. Pe urmă, zice, ați condus Comisia de Control a Serviciului de Informații Externe. Ăla e un stagiu, 4 ani ați avut ședințe cu armata, cu militari, în fiecare săptămână, ăla e stagiu. Bine, mă. Pe urmă, zice, ați condus Comisia de Control a Serviciului de Informații, cel mai mare serviciu de informații, deci îl conduce și acum. Bine, ăla e mai mare stagiu. Bine, mă. Pe urmă, zice, ați făcut Colegiul Național de Informații. Mă, zic, o să ajung la general până acum. Și o să mă cer cu domnul. Da, uite, închid asta, deci da. V-am explicat până la urmă și justificarea lor pentru acestea, dar pentru că lucrurile serioase și garnizoana Buzău este o garnizoană mare, noi aici am avut armata a doua, cu tot respectul le spun tuturor militarilor care se uită la noi și în activ și în că n-am avut nicio clipă intenția să obțin ceva ce nu meritam și n-aș vrea niciodată ca prin această, până la urmă, distinție onorifică să aduc vreun prejudiciu armatei. Dacă pot să ajut, ajut cu cea mai mare. Și, sincer, eu am fost onorat de această distinție și dacă consideră domnul ministru că e un lucru care îi dezonorează pe militari, să ia orice decizie dorește. Deci cu asta am închis subiectul, am vorbit cam mult de el, dar da, l-am explicat ca să știe. Păpușa Ceachie, n-am vorbit prea mult de... A fost un moment foarte interesant. Acum, știți că în viață trebuie să fii și modest, câteodată mai puțin modest, că știți cum e, nu prea ne dă pe noi românii modesti. Ați gândit-o? Ați premeditat-o? Nu. Hai să vă spun o chestiune. În Parlamentul României, orice s-ar spune și oricât de răutăcioși am fi unii cu alții, mai ales că noi românii suntem cam invidioși, cam răutăcioși, așa, aș putea să vă spun că Antonescu, de câte ori venea la Parlament, deși venea foarte rar, dar nu ăsta este subiectul, era un orator foarte bun. Era un orator bun. Foarte greu îi făceau față alții, deci, știi? Și duelurile parlamentare sunt cele mai spumoase. Sunt lucruri care plac și care arată și nivelul de răspuns parlamentar și politic al formațiunii. Deci fiecare dată când era la greu, că așa s-a întâmplat, partidul zice, du-te tu, mă, Cezare, că așa e, știți, ca și cu alegerile aici, că mă băgau în alegeri ca să fie greu ca să ridic partidul, nu ca să câștig, că știau că în Buzău să câștig greu și n-am zis nu. Nici la Parlament n-am zis niciodată nu când a fost greu, zice, Cezare, acum ești tu. Și toate grupurile parlamentare așteaptă duelul ăsta. De ce a ieșit Antonescu? Ponta nu e bun orator, nu. Antonescu e bun. Năstase era bun orator, știi, dar mai pierdut așa. Și de la noi zice Cezare, ei când zicea că domnul deputat Cezare Preda, toți așteaptau așa, știți, zicea, cui duelul tata, a ieșit ăsta, acum. Și eu l-am văzut
Dom'le, am avut o altă senzație, mie îmi place Ceachi, spun ce, deși este o păpușă criminală, dom'le, am avut așa că, până la urmă, pentru oratorii buni și pentru cei care se pricep, momentul contează și dacă prins cârligul ăla ca să poată să aibă discursul. Da, să aibă discursul. Dom'le, parcă l-am văzut așa și de aia ați văzut că am început, s-a observat că e o introducere de fapt la discursul aia cu Ceachi și Ceachi a fost bună inițial, a făcut-o, da, ea s-a dovedit de o răutate. Ea. Antonescu, deși a apreciat discursul, n-a știut, că el nu știa cine e Ceachi. Pe urmă s-a interesat. Dar cum ați aflat că nu știa? Păi am văzut reacțiile lui, el primar, din reacție, că el este un tip foarte visceral. Antonescu niciodată nu va fi pun de președinte. Ce e Băsescu visceral și nu s-o, ați văzut că el mai spune, zice câteodată mai ia gura pe dinainte. La Antonescu dacă vrei să uite de ce a venit undeva, îi spui ceva să le enerveze. Îți răspunde în 3 minute, să umflă la față, începe să te ducă de la Brătianu până în zona asta și gata, l-ai enervat și te-ai liniștit, poți pleci acasă. Deci nu, din curs, am observat din reacția dânsului. Dar mesajul meu atunci a fost foarte bun, el n-a avut de comentat. Și a spus, dom'le, asta e duelul. Acum fac și eu ca așa mucaliți ăștia, zice, dom'le, ai spus ceva și ai reușit să atragi atenția, am spus ceva și am reușit să atrag atenția. Cam asta a fost povestea cu păpușa Ceachi. Urmă, Antonescu a mai făcut el două volte așa, că toată lumea a zis, sau multă lume a zis, domnule, uite, îl apreciază Antonescu pe Preda spunând că singurul care a dat... Vreau partid. De fapt, domnule, de fapt astea, să știți de la mine, astea sunt țintite. Când îți faci astea, tu știi că lui Cezar Preda îi faci rău când ai spus astea. Să nu credeți că a spus-o... Deci astea sunt lucrate cap-coadă. Eu când vreau să bag pe unul într-o mizerie în partidul lui, într-o analiză în partidul lui, zic ceva bun despre el. Știi? Cum face și Zgonea. Că Zgonea întotdeauna... Cezar este excepțional, Cezar este un om care l-apreciez. Nu prea acum apreciez. Zice că mi-am schimbat discursul. Da, că chiar, dualism chiar, în discurs. Nu, am fost sunat de ziariști și o să telespectatorii o să uite la domnia sa... În primul rând că a devoluat o discuție privată, ca să ne lămurim. Deci când eu discut la telefon cu el, când el mă sună și îmi spune ceva, e o discuție privată. Ori să spui tu că eu în discuția privată, era vorba de monitorul oficial, ca să știți, niciun caz de altceva, când el, domnia sa, pentru că a devoluat, pot să spun eu cum a fost conținutul, deși n-a fost corect din partea domniei sale, mi-a explicat, zice, Cezar, nu e așa cum zici tu aici în conferință că noi nu vrem să publicăm monitor. Uite, nu ne-a trimis curtea toate astea. Zic, bine mă, în regulă, eu așa am primit, acum ce te agiți? Am spus o chestiune că dacă din trei ai primit numai două și una n-ai primit-o, nu înseamnă că nu le poți publica pe toate trei, că n-ai primit chipurile toate trei. Deci a fost o discuție în care am spus, băi, gata, închid-o. Eu am spus că nu le aveai, tu îmi spui acum că nu le aveai pe toate și cu asta basta. A simțit el nevoia să spună public acum. El, am văzut că e mult legat de Buzău în ultimul timp așa. Și pot să vă spun că îl respect și mă respectă în Parlament. Deci eu am o origine oltenească în mine, știți? Eu când mă duc în Oltenia și mă întreabă babele care stau pe drum așa, zice, măi, că tu al cui ești? Eu zic, sunt al lui Gicu, al lui Ilie al Ciunei. Gicu-i tata, Ilie-i bătu și Ciunea mama lui. Deci ești ăla de departe. Deci am ceva oltenie. Acum mă gândesc așa, știți, extrapolând și glumind, deși nu sunt vremuri în România atât de mult de glume, dar cred că buzoianu mai trebuie să mai și râdă. El vine pe la Buzău și mă gândesc că l-a întrebat babele așa pe marginea drumului, maică, tu al cui ești? El o să spună, stalu Dobrică. Știți? Și lumea o să zic, gata, domnule, stalu Dobrică. Cam așa, ca să închidem o glumă. În rest, tot respectul pentru el, e a treia persoană în stat. Nu mă miră apariția lui Zgonea în fruntea camerei, chiar ilegitim, că eu consider că i-a fost ilegitim ce s-a întâmplat. Oricum era un tip foarte activ în Parlament și în sensul prezenței, dezbateri, nu știu, cât m-ar mira un om ca, uitați traseu, și acum eu spun oamenilor fără răutate, dar o spun ca să vedem matematic ce a fost. Antonescu nu și-a găsit în 20 de ani de când face, că el nu face timp politică, el n-a fost în stare să ducă trei oameni sau n-a avut dorința să facă și el un mic afacere, să plătească și el trei oameni să le ducă grija, știți dumneavoastră cum e, când ai făcut o afacere, duci grija altora. De ce a făcut? A schimbat de fiecare dată câte un județ că nu mai vreau județele respective. Asta spune odată. În 2008 a candidat și a ieșit pe locul 2. A ieșit senator. Norocul redistribuie. Nu, ascultați. Deci după locul 2 a luat 9.000 de voturi. Sau, al nostru pedelistul a luat Ionuț Popescu 14.000 de voturi. Dar a fost redistribuirea așa. A venit senator. Nu s-a prezentat la senat. Ați văzut? Nu eu spun asta. O spune senatul prin prezență. Într-o zi
Un om care n-a fost la Senat și a ajuns președintele Senatului și a doua zi a ajuns președintele interimar al României. Oare țara mea așa și alege președintele? Doamne ferește! Doamne ferește! Deci eu zic că ne-a luat Dumnezeu mințile sau să credem noi că au gânduri curate. Mă, nici din ce spune Traian Băsescu sau poate nici din ce spune PDL-ul, că și Buzeanu zice, hai mă, lasă-ne și tu, acum vrei să ne spui că ce spui tu e 100%. Mă, nu fi 100%, dar măcar să cântărească faptele. Mă, până la urmă ăsta a descris o chestiune. E corectă și în mintea mea ce a descris Preda? Mă, dacă e corectă, înseamnă că are dreptate. Dacă în ceea ce spun ei, mă, e corect ce au descris ei, ați văzut declarație, zice, dom'le, Traian Băsescu a demonstrat că a călcat peste această echidistanță. Mă, mi-aduc aminte, dom'le, parcă eram, îmi venea să mă ciupesc. El zicea, păi asemenea președinte ne trebuie noi care să băga peste partide, făcea politică când el trebuia să stea, eu voi fi un președinte, cum zicea că va fi? Rezervat, da. Dom'le, voi fi... A doua zi era pe meeting la Timișoara și zicea, hoții, okay, da, au furat... A uitat într-o secundă. Mă, da, să știți că poporul ăsta zice, mă, da, tu ai zis că faci, păi tu faci mai rău ca Băsescu, mă. Bă, zic, tu faci mai rău acum, interimar, dar Doamne ferește când te-o mă alege. Deci, iată... E o miză și pentru Crin Antonescu importantă. Nu este, domne, nici o miză importantă. Crin Antonescu nu este un politician crescut visează, de... Visează, domnul, nu domnul, să viseze, domnul, visează domnul, acum. Uite, hai să vă spun, uite ce e și la Buzău într-un minut. Și noi avem acum... o chestiune destul de grea în Partidul Democrat Liberal la Buzău. Și eu nu mă raportez la toată țara, deși acum am imaginea întregului. Ne chinuim. Nu avem resurse umane suficiente. E clar că trebuie să schimbăm generația de conducători. Trebuie să întinerim. Deci avem timp să... Am timp 4 ani până în 2016 să-mi pregătesc oamenii tineri ca să crească, să predăm astea. Deci vreau să vă spun până această descriere la ce se întâmplă la noi în partid. Ce nevoie are țara când țara trebuie să aleagă un președinte sau un prim-ministru? Acești oameni nu se ivesc peste noapte, domnule bună ziua. Acești oameni se pregătesc cu 4, 5, 6 ani înainte. Ori nici Antonescu n-a fost pregătit de nimeni să fie președintele României, nici Victor Ponta premier. Aduceți-vă aminte de Victor Ponta, eu am și descris într-o intervenție a mea, că l-am descris ca un om care bagă cuțitul la spate, n-are mamă, n-are tată. Dom'le, el a fost șeful de campanie a lui Mircea Geoană. Dom'le, l-a trădat a doua zi ca să ia locul. Deci el n-avea nicio... Nu era pregătit de partid să fie ceva. Ei, un președinte al României trebuie să-l pregătești. Noi avem un obicei și în politică, de exemplu și partidul meu, că asta ne învăța Traian Băsescu și ne învăța greșit, cred eu, și pe alții așa, zice, dom'le, nu mai avem resurse, că s-a uzat. Adică s-a uzat, de fapt, ăia câțiva care, unii s-au uzat că vorbeau, îi trimiteai pe sticlă să te apere, iar unii s-au uzat guvernând prost. Și atunci zice, hai să aducem de afară. Hai să aducem oameni de afară. Deci, iată, după părerea mea, o concepție greșită. Creșteți-mă dinăuntru. Pregătește-l. Avem acum consilier municipal, mă uitam aseară la ei, făcuseră ședință. 5 oameni foarte buni și să erau tineri ăștia, 3 să uitau, zice, de asta acum învățau și ei. Asta de ce o să o votăm? Mă, analizați, discutați, negociați în sensul de a afla. Deci, cred că trebuie schimbat și cred că oamenii ca să ajungă pe o funcție nu trebuie să ajungă întâmplător, cum vă spuneam în 2 zile să ajungi președintele interimar al țării după ce n-ai dat pe la Senat 3 ani. Cam asta e situația. Astăzi, un coleg de-al meu cred că a dat o replică a zilei urmărindu-l pe Ponta cu documentul acela în care zice că a citit doar prima pagină și s-a adresat unei reporterițele de la B1 TV pe care o acuzat de, evident, subiectivism, că e al lui Băsescu. Da, cum facem noi cu Antena 3. Invers, da, mă rog, ceea ce e adevărat, dar domnul Ponta zice, domne, nu vedeți bine aici hârtia, dacă vreți să vă fac o copie. Și aud de prin redacție, nu mai țin minte cine a zis, păi puteți să faceți o copie, sunteți foarte obișnuiți cu asta. Da, da, am auzit și chiar să comenta acum, omul care le promite ziarișul că le face copii. Domnul, vă pricepeți la asta. Am să vă spun un lucru care nu este indubitabil. În tot ce înseamnă exterior, Victor Ponta este mort din punct de vedere politic. Un om care plagiază, aia nu mai, nu poate să facă el 10 comisii. Când profesorii tăi de la universitate ți-au spus că ai furat, ești mort. Valorează. Și acum, uite, pot să vă spun o chestiune, cred că e în primă, nu s-a spus până acum în România, dar eu îmi permis să vă spun la dumneavoastră, e o chestiune care am avut-o așa ca și cum aș închide un film pe care îl văd.
Știți de ce am ajuns la suspendarea lui Băsescu? Din cauza șantajului lui Antonescu față de Ponta. Imediat după plagiat, Antonescu i-a spus că PSD-ul n-a vrut să facă suspendare și Ponta n-a vrut să facă suspendare. Că așa se înțelesese cu Băsescu, să nu ducă țara în instabilitate. Traian Băsescu nu vrea să spună ce au discutat. Ați văzut că a oprit ce au discutat când i-a dat mandatul. Ăsta s-a angajat ferm. Tot, vă spun eu, nu că mi-a spus Traian Băsescu, vă spun eu cum se face în chestiune, în asemenea chestiuni, cum știu eu că se face. Tu mi-a dat, te duci la Bruxelles și reprezi țara. Eu conduc țara și fac ce trebuie acum. Hai să o ținem stabilă, să avem creștere economică, că vine criza în septembrie, rău peste noi. Deci am gândit. Ei, omul când l-a prins cu plagiatul, Antonescu și cu Voiculescu i-a spus, dacă nu faci asta, ai plecat. Iar el ambițios, superficial, revin la superficialitate, semnezi tu ca prim-ministru o hârtie, zice, am citit prima pagină. Doamne, Maica, Doamne. Și asta, deci dai tu, declanșezi în România o asemenea problematică pentru că te-a șantajat Antonescu. De fapt, ăsta a fost șantajul. Dacă nu îl suspens pe președinte și mă pui președinte acum, pleci cu plagiatul și cu asta ai plecat. Da, cum au plecat toți primii miniștri. Interesantă variantă, domnul Preda. Suntem la finalul emisiunii. Să dau vreun mesaj? Ce? Nu, avem câteva mesaje. Avem câteva mesaje, unii cu... Unii mă înjură. Da, cu huă, nu, alții vă mulțumesc. Domnul, bună ziua, uitați aici, dați-mi voie că la dumneavoastră am venit cel mai des la nu, că nu să mai avem timp de citit mesaj. Nu, dar nu, vreau să vă spun un lucru apropo. Eu sunt un om care citesc forumurile, să știți. La orice articol, la orice... Nu că spun eu ceva, sau când dumneavoastră preluați o anumită conversație de presă. Dom'le, am văzut, așa cum chiar se spune apostolul, am văzut și ură, am văzut și lipsă de bună creștere, însă așa ca tablou, eu mi-am făcut o părere despre ce înseamnă lumea online sau lumea care se uită și care până la urmă intră interactiv, ca da, SMS-uri, da? Despre din Buzău. Al naibii ne place să vedem rău altuia, al naibii ne place să vedem când un om este într-o dificultate, nu punem umărul când e vorba să ajutăm să iasă bine, nu ne place să ne unim ca să facem lucruri bune, în schimb suntem de acord să fim duși, apropo de duminică la vot, numai ca să facem rău. Ne place la nebunie și pe urmă ne închidem în casă cu ceapte la câte luăm ziarul, cipem cafea, să nu vadă lumea că și eu am contribuit la răul ăsta care l-am făcut. Deci cred că în fibra noastră trebuie să ne schimbăm. Ceva nu e în regulă și am primit, pentru că să știți că IP-urile și astea, nu e o problemă să știu cine folosește IP-ul și să găsesc până la urmă să reclam că am avut și amenințări. Ce credeți? Pe mail-ul meu sunt amenințări. Dacă îmi puneam minte acum și a pus-o domnul Ghiveciu să facă plângeri penale, puteam să fac și eu plângeri penale pe IP-urile unde mă înjură și nu numai asta, îmi vorbește, mă amenință și nu știu. Am zis, lasă-mă, asta e mintea lui. Să vă spun că acasă pe Independență îi găsesc și acum mi-au pus tot felul de astea cu-l votez pe Boșcodeală, mi-au aruncat în curte mizerii așa din două în două zile și eu am camere de luat vederi. Deci numai dacă mă duc și scot CD-ul și văd cine a făcut, dar n-am vrut să fac. Nevastă mi-a zice, hai mă, cheamă poliția și lasă-mă în pace, ce sunt astea să ne agreseze așa? Și a spus, lasă-mă, vor fi niște copii fără minte, puși de senil, de vagabonzi ăștia neputincioși. Pentru că, domnul, bună ziua, și le spun și buzoilor. Vă rog, că intră mintea peste noi. Rău face cel care e neputincios. Și avem o grămadă de neputincioși care nu au fost în stare să facă nimic în viață și care urăsc pe toți, îi urăsc pe toți cei care au reușit să facă ceva prin munca lor. Asta este, de fapt, esența. Sunt neputincios și atunci... Dacă poți să-ți faci rău, e mult mai ușor să faci rău decât să faci bine. Mulțumesc, domnul Preda. În acest moment și-a început speech-ul în Piața Victoriei, șeful dumneavoastră de partid, Vasile Blaga. Imediat dăm legătura acolo în Piața Victoriei. Avem transmisiune directă, meeting-ul pro-Băsescu. Revenim după acel meeting, transmisiune directă cu jurnalul Campus TV, iar de la ora 20, Valeriu Zgonea, președintele Camerei Deputaților. Până mâine, numai bine, pa, pa!